Bună ziua! Bună! Ești super pierdută, parcă ești în alt film. Ești bine? Da, mi-am intrat un personaj. A, ești... Și ce personaj? Miss Danvers, din musicalul Rebecca. This is Mrs. Danvers. How do you do? Miss Danvers este guvernantă castelului de la Mendeley. Maxim a avut o soție pe nume Rebecca, care a murit. Ich este noua lui soție și o aduce la el în castel. Miss Danvers este mereu cu ochii pe ea, îi face viața grea acolo, deoarece ea o idolatriza pe Rebecca. Nu puteai să iei ceva mai pozitiv? Nu mi se potrivește. Nu ți se potrivește? Pozitiv. Succes pe scenă, rămân eu cu oamenii ăștia buni. E în personaj? Arr. Nu ești un om rău și în realitate, nu? Dacă nu ai această personalitate, poți fi mâncat. Dar tu pe scenă poți, o să fii serioasă. Da, o să fiu serioasă, pentru că așa este și personajul. Este o melodie în care mă bazez pe ce o să transmit, iar sentimentele mele sunt de ură și furie. Horia, Delia, Carla, Ștefan, păzea că în seara asta vine Rebecca. Țineți-vă bine. 3, 2, 1... Oho, bună seara. Bine v-am găsit, abia așteptam să vă văd. În special pe domnul Horia Brânciu. Sunteți căsătorită? Nu, am 16 ani. Hai. Povestește-mi un pic despre Roche, așa... O să interpretez pe Miss Danvers din Rebecca, musicalul Rebecca. Ok. Și îmi doresc să ajung să joc în acest musical. Mai ai și alte dorințe? Să ajung cunoscută. Eu cred că după ce îți va adresa domnul Sergiu a doua întrebare, nu mai ai nevoie de absolut niciun fel de imbold sau input. A doua întrebare și ultima, de fapt, nu o să fie o întrebare, o să fie o informație, și anume adresa și numărul de contact a domnului Brânciu. Pentru că dumnealui o să rezolvi prezența ta într-un musical oricare vrei tu din țara asta și de peste hotare, te asigur. Mult succes! Mulțumesc!